Am înțeles din cuvântul Sfântului Apostol Pavel că noi totdeauna trebuie să fim mulțumitori. Mai ales la un soroc rotund ca acesta. Întotdeauna trebuie să fim mulțumitori și mulțumitori fiind să nască în sufletul nostru cele mai alese sentimente. Și de data aceasta, ele se îndreaptă către Părintele Vicar Iustin, pe care l-a ajutat Dumnezeu să împlinească acest soroc pe care astăzi îl sublinie. Și dacă noi ne aducem aminte, cu atât mai mult își aduce aminte Sfinția sa, că la un anume moment Domnul Hristos l-a ales, Domnul Hristos l-a chemat, Domnul Hristos l-a investit cu cea mai mare demnitate de pe pământ, cu preoția, și l-a trimis să facă misiune. Îl auzim pe Domnul Hristos referitor la acest lucru, spunându-ne în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 15. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Acum, nu suntem în măsură să contabilizăm toate rezultatele roadei Părintelui Iustin. Le are Dumnezeu în suflet acum. Le au în suflet și cei care îi sunt apropiați, și cei care știu că l-a slujit cu multă dăruire Domnul nostru Iisus Hristos. Iar referitor la slujirea noastră, ne putem opri și la cuvântul pe care îl spune Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, în capitolul 5, unde subliniază virtuțile pe care le pune preotul în lucrare atunci când merge să facă slujba lui Hristos. Și parafrază primele trei versete. Preotul îi primește cu dragoste pe toți. Preotul se roagă pentru toți. Preotul îi iubește pe toți. Preotul le poartă sarcinile la toți. Părintele Iustin i-a primit pe toți. I-a primit pe toți cu dragoste. Și pe cei mai tineri, și pe cei mai bătrâni, și pe cei mai titrați, și pe cei mai simpluți, și pe cei mai credincioși, și pe cei mai laicizați, i-a primit pe toți, s-a rugat în fața Sfântului Altar pentru toți, i-a iubit pe toți, le-a purtat cât a putut sarcinile la toți. Acum, în tratatul despre preoție, Sfântul Ioan Gură de Aur spune un lucru pe care preoții noștri îl știu, pentru că l-au citit de mai multe ori în fața Sfântului Preston. Preotul este mai mare decât prorocul Ilie. Pentru că la rugăciunea prorocului Ilie, Dumnezeu a coborât foc din cer și a ars jertfa, dar la rugăciunea preotului creștin, Dumnezeu îl trimite din cer pe Duhul Sfânt și preface prescura și vinul în trupul și în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Părintele Iustin i-a primit pe toți, s-a rugat pentru toți, i-a iubit pe toți, l-a portat sarcinile la toți. Și apoi, pe amândoi corifei apostolului citem și Sfântul Pavel zice în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 4,
versetul 15. Se referă la noi, la toți creștini, care ne raportăm la duhovnicii noștri. Zice Sfântul Pavel, de a avea 10.000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos. Eu v-am crescut în Hristos. Lucrarea aceasta a făcut-o Părintele Iustin de-a lungul anilor de preoție. Acum în ziua aceasta, care noi dorim să fie frumoasă, Părintele, trebuie să se bucurați-vă bunurile, zice tot Sfântul Pavel. Sigur că nu întotdeauna ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne predispune la bucurie, dar încercând să trecem peste ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ascultându-l pe Sfântul Pavel, astăzi, cel puțin, sau ieri, pentru că ieri a fost ziua cu sorocul, numai fiind duminică, noi nu ne-am putut aduna cu toții așa cum ne-am putut aduna astăzi. Astăzi, Părintele, eu cred că se bucură. Acum, un sensibil cunoscător al sufletului omenesc, care analiza bucuriile atunci când propovăduia, zicea că le poate împărți în trei. Sunt bucuriile păcatului, bucuriile curate și bucuriile sfinte. Bucuriile păcatului țin puțin până se epuizează păcatul, bucuriile curate țin o viață de om, și bucuriile sfinte nu se mai termină niciodată. Ele se declanșează pe pământ și merg cu noi în eternitatea cea fericită. Eu cred că o asemenea bucurie sfântă are acum Părintele Vicar în suflet, sau îi dorim să aibă o asemenea bucurie în suflet care să nu-l mai părăsească niciodată. Probabil că dintre părinții de aici ar fi unii care ar putea spune chiar mai multe decât spun eu. Eu le-am spus cu tot dragul, se spun cu tot dragul, pentru că e importantă pentru noi această zi, când îl onorăm pe Părintele Vicar, când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a revărsat peste dânsul, și îl rugăm să-l păzească și pe mai departe. Acum, la sărbătoarea noastră, tainic este prezent și prea fericitul părinte, Patriarh Daniel, care îi acordă părintelui vicar diploma omagială, anul mondial al pastorației părinților și copiilor, anul comemorativ al filantropilor ortodoxi români, în semn de prețuire și recunoștință pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștine, a familiei, a filantropiei. Vrednic este!